Răzvan, după o carieră impresionantă în fotbal, ți-ai descoperit o pasiune în sportul alb? Da, mi-a plăcut tenisul înainte să termin cu fotbalul, dar astăzi nu prea mi-a ieșit, să zic așa. Cu ce nu ți-a prea ieșit? Că lumea te-a aplaudat, ai avut faze spectaculoase, s-a văzut același foc interior, determinare, motivație, dar trebuie... De câți ani te-ai apucat de tenis? Încă vreo 2 ani, 2 ani și ceva, 2 ani și jumătate de când sau la o jumătate de an după ce m-am lăsat de fotbal, dar nici diferența de fotbal și tenis e una imensă, să spunem așa. În primul rând, nu pot să le compar ca și sporturi. E sport individual și sport de echipă, dar tenisul e un sport frumos pe care mie chiar îmi place să-l practic și, da, într-adevăr, am aceeași ambiție ca și atunci când eram jucător să câștig. Nu prea mi iese, dar asta e. Învățăm. Ai investiții chiar și în sportul alb. Ai o bază de tenis în București? Da, am o bază de tenis undeva lângă parcul Măghioroș, de care se ocupă fratele meu, Hard Work Tenis se numește. Și sunt 6 terenuri de tenis, eu cred că sunt terenuri bune pe care poți juca un tenis nu numai de plăcere. Mai departe, am investit în această bază de tenis și pentru faptul că îmi place acest sport și îl practic cu plăcere. Sperăm că în curând vei găzdui o ediție de prescap la tine la bază. Dacă va fi să fie, da, de ce nu? E și invitație oficială pe această cale. Rămâne să te ocupi. Ce impresie ți-a lăsat baza de aici? Aici sunt găzduite numeroase turnee internaționale. Într-adevăr, nu, chiar nu mă așteptam să fie o asemenea bază de tenis aici la Curtea de Argeș. Plăcut surprins, plăcut impresionat, pentru că într-adevăr atunci când am intrat chiar nu m-am așteptat să găsesc ceea ce există aici, fiind, eu cred că, o bază la cel mai înalt nivel. Mulțumim frumos, Răzvan, și multă baftă la tenis! Da? Sper eu!